Sunt Ionuț Dulămiță și vă prezint, împreună cu Paul Brazu și Mihai Lucaci, Arhiva de Sunet Timișoara. În noul sezon explorăm spațiul cultural timișorean cu accent pe muzica produsă în capitala Banatului. Am vorbit cu muzicieni și cunoscători ai fenomenului timișorean pentru a înțelege istoria recentă a orașului și muzica produsă aici. În episodul 3 vorbim despre cum a ajuns la Timișoara un gen muzical aproape de negăsit în restul României. Jurnalistul cultural timișorean Mimo Obradov vine cu detaliile primei epifanii locale a acestui gen muzical. Păi, dacă vorbim chiar de începuturi, v-aș spune ceva ce nu știu dacă ați auzit, dacă știți. Prima trupă de punk din Timișoara a fost în 78-79. În 79 deja au avut concerte. Se numea Peti Tocioc, a cincea roată. Erau elevi la liceul numărul 1, secția sârbă, și i-au auzit și au văzut la televizor pe Pekinș Capatka, cea mai tare trupă de punk din Novi Sad. Iugoslavia, din Novi Sad, da. Și imediat au pus și ei de o trupă, dar așa, în joacă, la mișto, cumva. Erau Duki Popovici, cel mai cunoscut personaj. El a și înființat presa independentă sportivă după 1990 aici, cu Fotbal Vest, cu Sport Vest întâi și după aceea Fotbal Vest și așa. El a fost redactor șef. Și el, împreună cu câțiva colegi de clasă și de școală, au pus de o trupă punk care să meargă pe linia Pekinș Capatka, rața de Pekin. Ei scoseseră primul album, au fost difuzați mult la Radio Novi Sad și la televiziune, și aici toate antenele erau spre Iugoslavia, că atunci așa se numea țara Iugoslavia. Era foarte ciudat acum când te uiți și vezi că sunt așa de curate acoperișurile. Înainte erau zeci de antene pe fiecare acoperiș, mai ales la blocuri. Nebunie, până că nu au introdus antenele colective. Și au început, dar cum să cânte? Nu poți să cânti tu de capul tău unde vrei. Fiind elevi, au avut debutul la o sărbare din asta, se organizau în fiecare an, la sfârșit de an sau așa, sărbările liceului. Și acolo au ieșit ei și au cântat vreo trei piese. Publicul era obișnuit cu câte o horă, Malo Colo, Velico Colo, cu câte un solist, un acordeon, ceva așa. Și deodată apar ăștia, știi, și trag acolo, bat la tobe, ăsta la chitară, niște acorduri deschise. Era Steve, ăsta, Steva Lazic, Steve Lazic, care a cântat și cu Autostop, cu Bărar, în faza înainte de Cargo. Și el era solist vocal și știa cât de cât chitară. Duki era la tobe, că el nu știa să cânte la niciun instrument, nu știa să bate nici la tobe, dar în contar, dă-i. Nici nu avea set de tobe, erau ceva acolo, improvizat. Și mai erau încă doi băieți care au făcut ceva cursuri de tamburaș, așa. Și iarăși a dat niște chitări și ori cântat și publicul a crezut că e un număr de umor. Au crezut că ceva așa, chiar, e umor.
tinerii au fost, ăștia, colegii lor au fost încântați și așa, și apare în, peste o săptămână, apare în ziarul sârbesc, Banatske Novine se numea atunci, deci ziarul bănățean, Banatske Novine, apare chiar pe prima pagină că spectacol cu elevii secției sârbe de la liceu, nu știu, și o fotografie neclară, așa cum era atunci în printul, cu ei pe scenă. Și ore și diriginta lor, profesoară de geografie, a auzit că ăștia au cântat, că au cântat nu știu ce prostii și așa, și, și zice, măi, dar voi nu mi-ați spus mie nimic? Cum e posibil așa ceva? Cum să ne așite? Fiind o zi de vineri, când apărea ziarul, venise poșta la liceu. Și le-a dat în fiecare clasă, s-au împărțit. Și ăsta, Duchi, din ultima bancă, sare și zice, tovarășa dirigintă, tovarășa, uitați, suntem în ziar. Și ia ziarul, se uită, da, mă, bravo, băieți, bravo. Și de atunci au cântat, au fost și în turnee cu ansamblu Mladost. Ăsta era ansamblu folcloric al sârbilor, de aici, ansamblu de tineret, studenți, mai mulți studenți erau, care au cuplat cu talia, cu teatru, de la Casa Studenților. Și ăștia au luat în turneu și în satele din Clisura Dunării, povestea Duchi. Am o înregistrare pe două casete, toate povestea asta, de-aia așa intru în amănunte. Cu toate că poate nu interesează pentru ce... Primul episod, probabil, da. Dar îți dai seama, asta a fost în 79, când încă nici nu se știa de punk, știi? Dar eu am văzut la televizor pe ăștia și zic, bă, ce mișto! Cravate înguste, cămașă din asta alb, așa, un sacou care atârna, pantaloni nud, nu blugi, nu era blugi, puțin scurt, și dă-i, și sari, și așa. La începutul anilor 80 făceam la clubul PM6, clubul refăcut, că era tradiția veche cu clubul PM6, care l-a înființat Pete Umanski și care a fost la Arlus inițial, și după aceea s-a reluat din 1981, cred că, sau 80, la Casa Tineretului, clubul ăsta PM6, și acolo, la început, eu eram colaborator, făceam 20 de minute de muzică nouă. Și acolo băgam punk, ska și yugo-rock. Și când venea caseta cu DAF, era nebunie. Dansau ăștia pe rupte în sală. Deci se dezlănțuia și la un moment dat a venit Marcus la mine și a zis, băi, ce muzică ai dat? Că uite, ăștia mă întreabă, ăștia fiind cei care păzeau locul, ce se întâmplă pe acolo, și zici că ai băgat ceva, muzică neonazistă sau așa, și că bă, vezi că ăștia m-au întrebat, că așa, chestia e serioasă, eu zic, nu mă, n-am băgat, nu băgat așa ceva, uite, aici sunt casetele, și vină și vezi, uite, fă-ți o listă și dă-le la aia care întreabă ce să, da, și să verifice. Și, într-adevăr, nu era acolo DAF, pentru că m-am înțeles, erau din public niște copii, niște nerți. Aia veneau când era programul, când începeam rubrica mea de 20 de minute, îmi dădeau caseta, băgeam piesa cu DAF, Tanz der Mussolini, apropo.
se termina momentul și veneau și le dădeam caseta înapoi. Și dacă venea la mine controlul, nu aveam eu nicio legătură cu așa ceva, ce aberație. Din ăștia, turnător care habar n-au ce toarnă. Știi? Da, și asta, elementul german a fost iar important. Nina Hagen, să nu vorbim. Dar mișcarea a pornit, într-adevăr, cum zice Flavius, din sate. Giulvăz la Peciu Nou era marele punkist Silviu Cioară, care și acum mergeam din Timișoara la el și făceam chefuri punk în anii 79-80 cu Stranglers, cu Cure, cu trupele astea. Știi? Și Daxam Pogo. Scriitorul Radu Pavel Gheon a povestit despre gașca punkerilor din Cunț din anii 80. Acum cei care sunt un pic mai cam de vârsta mea sau poate și un pic mai tineri, sigur, nu cu mult oricum, știu că existau în zona respectivă, din Timișoara, exista faimoasa gașcă a punkerilor din Cunț. Deci erau... Cunț este un cartier care e destul de rău famat și la ora asta. Era un cartier la căruța lumpenilor, lumpen proletariat, în care lumea... e jenant acum, dar lumea se ferea să se ducă și la ora actuală, de exemplu, când am vrut să mă duc o dată cu un taxi, taximetristul a zis că dacă știam că mergeți în Cunț, nu mergeam, nu vă luam. Ei, acolo erau punkerii din Cunț, deci niște adolescențe, 13, 14, 18 ani, care stăteau și ascultau muzică punk, care erau fani Sex Pistols. De-aia ziceam că era o chestie amestecată, pentru că nu excludeau rock-ul de pe lista preferințelor, dar erau punkeri, odată pentru că adoptaseră cumva, nici nu știu cum, estetica punk, asta ținând, mă gândesc și la vestimentație, în măsura în care se putea, haine, toți puștanii de atunci, băieții își căutau niște paltoane lungi și negre, foarte lungi și foarte negre, pe care eventual dacă putea să le brodeze cu niște lanțuri. Se mai lega poliția de unii, miliția, se mai lega, da, nu se lega. Încercau să se tundă cât mai apropiat de frezele punk clasice, cât mai ras pe margine, cu comă cât mai mare pe mijloc. Da. Și cumva se potrivea și cu condiția lor, dacă vă gândiți, că ei veneau din lumea dezmoșteniților, să zicem. Și atunci adoptau și atitudinea, dar și muzica a rebelilor din
categoria de jos. Deci existau pancării din Kunz, care pe de altă parte erau și temuți pentru că era, în vremea respectivă se mai aveau loc și bătăi între trupele de cartier. Atunci erau mult mai multe trupe de cartier decât acum. Dar atunci erau cunoscuți ca trupă prin muzica pe care ascultau. Erau pancării din Kunz. Din Kunz. Da. Deci nu că erau dintr-un anumit cartier și că erau golani sau așa, ci coeziunea lor se realiza pe baza acestui gen de muzică în care ei se recunoșteau. Jurnalistul Paul Brazu de la Arhiva de Sunet și scriitorul Radu Pavel Gheo vorbesc despre protopanchism și ideologie în Timișoara anilor 80. Ce voiam eu să propun e o interpretare printr-o grilă ideologică mai degrabă. Punkul, să spunem, că vine dintr-o critică a capitalismului în perioada aceea. Primele mișcări, să spunem, de tinereți pungiste, cu acțiuni foarte directe și foarte concrete. În Iugoslavia există trupe de punk și post-punk. Era cumva, și sigur, erau, puteau fi și antisistem, dar ei tot de capitalism, cumva, făceau motiv. Da, adevărat. La noi antisistemul era automat altceva. Exact, exact. E o gaură în anii 80, să spunem. Nu există, sfârșit de 70, anii 80, nu există punk, dincolo de niște firave încercări. Nu există post-punk, dincolo de niște firave încercări, Mircea Florian și mai știu eu ce, Chifiriuc. Și uneori tind să plasez inexistența asta într-o chestie. Să nu dau vina pe Ceaușescu, ci să o plasez în alt frame, de fapt. Să spun că n-aveau ce să spună oamenii. Pentru că ar fi devenit comuniști, păstrând mesajul și direcția chestiei pe care nu mai voiau în anii 80. E o întreagă generație care spune că rezistă cultural doar în cheie din asta privată. Rock-ul însuși, după Revoluție, asumă o poziție anticomunistă și antisistem, tot de rezistență culturală. Noi știm că nu e întotdeauna așa. Când spune Nicu Copace asta, nu-l cred. Pentru că știu că formația lui merge chiar în direcția pe care, până la urmă, tezele o explorează spațiul ăla, stimabil, nu zic nu, dar sună ciudat când vii după și spui că eu am luptat împotriva comunismului. De asta vreau să folosesc grila asta ideologică, pentru că mereu tindem să interpretăm totul cu o propoziție foarte scurtă. Ceaușescu e de vină. Uite cum ziceați că n-a existat la noi o mișcare punk în muzică, care ar fi trebuit să fie și de stânga cumva. Să spunem că asta e mantra, deci, punk-ul da, e, nu întotdeauna, dar da. E foarte greu în România anilor 80 să fii de stânga. La un nivel, să zicem acum, intelectual, gen cum, să zicem, cum era Tamaș Ungur, poate că poți să o faci, dar eu vorbeam de exemplu de niște adolescenți sau tineri care, prin definiție, sunt împotriva sistemului. Și ei vedeau un singur sistem și sistemul era foarte opresiv. Asta o bună parte dintre noi țin minte. Nu aveau cum să fie de stânga. Poți să fii de stânga în momentul în care ai libertatea de alegere. Dar în momentul în care n-ai nicio libertate de alegere și ești îngrădit, încerci să scapi exact din țarcul în care ești. Și țarcul ăla era, o fi fost naționalist-socialist, dar era un țarc construit după modelul ideologiei comuniste. Asta e. Și atunci nu puteai să fii de stânga. Exista mai degrabă un nivel de comunicare în plan muzical între, știu eu, rocker, punker și mai departe, între clase sociale, pentru că, hai că totuși diferența nu era chiar așa de mare, dacă ne gândim atunci, între profesorul care stătea la coadă pentru o bucată de carne la Comtim și muncitorul din Kunz care stătea la aceeași coadă. La un moment dat, mai degrabă comunicau unii cu alții atunci și mai degrabă erau la oaltă, fie și la nivel teoretic sau vag, șoptit, declarativ, mai degrabă erau toți împotriva sistemului decât să se poziționeze pe dreapta sau pe stânga. Nu se punea problema asta. Arunci cu zarul doar inițialele.
crește gara precum puterea. Dar eu am gara, sceptrul și unghiera. Ridici degetul și spui lumină, descalzi curentul cu el în priză. Nu am să te las când mă întâlnești. Nu am să te las să mă ocolești. Nu am să te las când mă întâlnești. Nu am să te las să mă ocolești. Oh, yeah. Flavius Băican, jurnalist și director al festivalului Revolution, și Octavian Horvat de la Implant pentru Refuz plasează protoistoria genului în Periam. În urmă cu 2 ani am discutat cu așa numitul punker primordial al Timișoarei, Nexantes, exact, care cumva și ca personaj rămâne un punkist până în ziua de astăzi, deși trăiește la Berlin acum. Iar el mi-a zis o chestie foarte, foarte interesantă. Zona de punk a apărut într-adevăr mai întâi în vestul României și culmea nu în Timișoara, ci la sat. Ești adoptea de mașina de stat. Ești un mecanism bine programat. Ai fost om, dar creierul te spălat. Tu ești un ratat. Mașina de stat te-a defectat. Ea te-a folosit și te-a aruncat. Primii punkeri, primii generația de punkeri sunt din Giulvăț, după care a urmat Peria. Pe urmă s-a ajuns și prin navetism s-a ajuns și în Timișoara. Iar Nexantes este cel care a dat și tonul cu celebrul club de la PNCCD, când a fost, într-adevăr, aia a fost o mișcare de grup. Este poate printre puținele mișcări de grup apărute așa spontan, și asta s-a întâmplat imediat după 90, în care s-au adunat, s-au grupat și au început să muncească și să se pună cumva cap la cap, pe urmă și muzical. Culmea că nu totul a început muzical, ci prin organizarea unui spațiu. Deci au început temeinic, ca să zic așa, avem spațiu, să vedem ce putem face mai departe. Festivalul ăla unde am văzut Das Ich pe scena unde când eram mic vedeam Cântarea României, Sărbarea Câmpenească, știi, deci care era o scenă în pădurea Mureșului acolo, de beton turnată de comuniști frumos, pac, cu locuri unde să pui steagurile, bineînțeles, și acolo era Sărbarea Câmpenească, muzică populară cu tot pe de 23 august, cu mici bere și laudă partidului și muzică populară mai, știi, și acolo pe aceeași scenă au văzut Das Ich după aia, așa, ți se rupe universul în două când se întâmplă lucrul ăsta, știi? Mai trebuia să merg cu ăștia de la Das Ich în vizită la monumentul eroului rus și să recite o poezie în germană și era...
proiect cultural realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara. Proiectul cultural nu reprezintă în mod necesar poziția Primăriei Municipiului Timișoara și a Consiliului Local Timișoara. Conținutul proiectului cultural și modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor și beneficiarului finanțării. Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Local Timișoara nu sunt responsabile pentru conținutul materialului și modul în care acesta ar putea fi folosit.